Salutare tuturor, bine v-am regăsit. În acest video vom avea o nouă probă Problemă, o propunere de exercițiu de algebră de tip grilă, de la testul pe care l-am început și vom face apel la materia clasei A6 a, a numerelor întregi. Numerele întregi știm că sunt uh, numere atât negative cât și pozitive și că mulțimea numerelor naturale N este inclusă în mulțimea numerelor întregi Z. Ca și reguli de calcul, ne reamintim dacă numerele pe care noi vrem să le adunăm sau să le scădem au același semn, adică plus sau minus. Păstrăm semnul plus sau minus care apare și adunăm numerele. Atenție, chiar dacă avem minus la ambele, ele se adună și se păstrează semnul minus. Dacă numerele au semne diferite, se păstrează semnul numărului mai mare și se face diferența dintre cele două numere. Haideți să vedem cum anume putem calcula acest exercițiu. Poate că trecând de aceste reguli găsim și câte un mic artificiu, cât o mică, mică șmecherie pentru a calcula mai ușor numerele prin găsirea unei reguli de calcul. Ca acele șiruri pe care le-ați învățat din clasa A5 a 5-a. Acesta este un astfel de șir, pentru că ne se cere rezultatul calculului acestor numere care sunt de la 1 la 10, dar au diferite semne. Și vedem că odată apare minus, odată apare plus. 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 și așa mai departe. Deocamdată, aceste numere pot fi scrise pe un singur rând, ca să spunem așa, dar putem avea un șir de astfel de numere, poate să fie calculul până la 100, ceea ce înseamnă că trebuie să găsim regula de calcul, pentru că până la 100, iar nu putem scrie numerele consecutiv să calculăm una câte una. Și astfel, vedem că 1-2 ar forma o pereche al cărui calcul ne-ar da minus 1. Spuneam că dacă numerele au semne diferite, ca în cazul acesta 1 are semnul plus, 2 are semnul minus. Păstrăm semnul numărului mai mare, deci numărul mai mare este 2 are semnul minus. Îl păstrăm și facem diferența dintre cele două. 2 minus 1, adică 1. Mergem la. Următoarea pereche de numere și vedem că avem 3 cu plus și 4 cu minus. Deci, de asemenea, sunt două uh, numere de semne diferite. Păstrăm semnul numărului mai mare, adică semnul lui 4 care este minus și facem diferența dintre ele. 4 minus 3. Din nou, observăm că avem minus 1. Până la ultima pereche o verificăm. Semnul lui 9 este plus, semnul lui 10 este minus. Deci avem uh, scăderea unor numere uh, întregi. De semne diferite păstrăm semnul numărului mai mare, adică lui 10, și facem diferența între ele. 10 minus 9 ne dă minus 1. Problema se pune să vedem câte astfel de perechi sunt. Dacă numerele ultime merg până la 10, ultimul meu număr este 10 și perechile sunt de câte două, înseamnă că avem 5 astfel de perechi, 5 grupe, 10 împărțit la 2 sunt 5 astfel de perechi. Și atunci, rezultatul fiecarei grupe, fiecarei perechi este minus 1, înmulțit cu 5 astfel de grupe. Iar la înmulțire avem următoarele reguli, dacă înmulțim două numere pozitive, plus înmulțit cu plus. Rezultatul va fi pozitiv. Dacă mulțim două numere negative, minus înmulțit cu minus, rezultatul va fi de asemenea pozitiv. Deci, dacă mulțim două numere cu același semn, rezultatul va fi pozitiv. Dacă înmulțim două numere de semne diferite, plus cu minus, sau invers, minus cu plus, rezultatul va fi negativ. Ca și în cazul acesta, vom avea de pe minus 1 cu semnul minus, cu 5 care are semnul plus. Ceea ce înseamnă că rezultatul va fi negativ, vom face și noi semnul minus în față și vom înmulți numerele 1, înmulți cu 5, este 5. Așadar, ca rezultat final, putem nota minus 5 și încercăm varianta de răspuns corectă C. În acest fel am reușit să recapitulăm și regulile de calcul pentru numerele întregi. Dacă aveți cum, întrebări, mi le adresați în comentarii și încercăm să luăm și alte uh, exemple astfel încât să înțelegeți cât mai bine cum uh, trebuie să calculați corect. Până data viitoare vă las exersați, vă urez să aveți spor la învățat, ne vedem în următorul clip cu următoarea problemă propusă. Trebuie să vă asigurați că sunteți abonați și aveți notificările activate. Imediat cum un clip va fi uh, publicat, veți fi anunțați. Pa, pa!